Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei și în această seară, guvernul Ponta pregătește terenul pentru primarii predispuși la câte un traseism mic politic înainte de alegeri, pentru că ar prinde bine PSD-ului să facă rost de niște edili în această perioadă. Ei bine, exact acum câțiva ani, domnul Ponta a aflat în opoziție, critica traseismul politic, atât dumnealui cât și domnul Dragnea, cel care susține că îi aparține proiectul de ordonanță de urgență prin care primarii în funcție, aleși pe listele unui anumit partid, să poată trece la o altă formațiune politică și timp de 2 săptămâni, cât se vor gândi dumnealor ce formațiune politică să aleagă, să nu pățească nimic, adică să nu-și piardă mandatele, pentru că legea aplicabilă în momentul de față interzice acest lucru, interzice aleșilor, primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali să se mute cu carnețelul dintr-un partid în altul în timpul mandatului. Dacă fac această imprudență, își pierd, bineînțeles, calitatea de edil și atunci pe cine se mai bazează partidul care îi vrea în barca proprie? O să discutăm cui folosește această ordonanță de guvern de urgență, care ar trebui să, atenție, suspende o lege, pentru că ne-am obișnuit ca guvernul PSD Victor Ponta să tot dea ordonanțe de urgență pe bandă rulantă, ordonanțe de urgență care să intre în contradicție cu legile în vigoare. Vor să o facă din nou. Ei bine, am avut poziții astăzi și din partea unor reprezentanți ai Parlamentului European și din partea unor reprezentanți ai Partidului Popularilor Europeni. Liderul acestui grup, Joseph Daul, a ieșit cu o afirmație publică prin care critică inițiativa și sau intenția domnilor din guvernul României de a da o ordonanță de guvern de urgență în această perioadă prin care să legalizeze traseismul politic. O să discutăm toate acestea cu doamna Mădălina Ciolocoi, vicepreședinte al Organizației de Femei la nivel național al Partidului Național Liberal. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Și domnul Marian Rotaru, primar al localității Lelești. Să rămână dumneavoastră, bună seara telespectatorilor și vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitația din această seară. O să avem prin telefon și intervenția unui europarlamentar, pentru că spuneam acolo în Parlamentul European reprezentanții opoziției au luat atitudine și au criticat această intenție a guvernului PSD Victor Ponta de a emite o ordonanță de urgență în prag de campanie electorală, pentru că, spun reprezentanții opoziției, încearcă guvernul PSD să își atragă anumiți primari care acum sunt la alte partide politice. Doamna Mădălina Ciolocoi, cum ar putea guvernul Ponta să se folosească de niște edil, de niște primari și consilieri locali, dacă această ordonanță de guvern ar trece, dacă această ordonanță de urgență ar trece? Bun, în primul rând, țin să vă reamintesc că este a doua ordonanță de urgență care atacă în mod direct cu scop alegerile prezidențiale și o să-mi permiteți mai târziu să aduc în discuție și ordonanța de urgență care modifică legea alegerilor prezidențiale, dar referitor la această ordonanță de urgență. Domnul Victor Ponta, candidatul USD-ului la alegerile prezidențiale, spunea de ună zi că dumnealui se bazează ca partidul, marea alianță care îi stă în spate, să-i aducă 40%. S-a văzut clar că la alegerile europarlamentare și parțialele din luna mai,
cu toată propaganda, cu toată mașinăria alianței și cu toate trădările care sunt cunoscute de altfel, Partidul Social Democrat nu a putut acumula decât un 37,5%. Ori este diferență până la 40% cât își dorește candidatul USD-ului. De aceea, prin faptul că încearcă să legalizeze acest traseism politic, se bazează pe primari, pentru că primarii sunt în primul rând cei în contact cu cetățeanul. Primarii au contact începând de la o adeverință semnată, un ajutor social și așa mai departe, până la lucruri mult mai importante pentru cetățeni. Bănuiesc că în perioada următoare, dacă această ordonanță ar intra în practică, în aplicare, s-ar pune în aplicare, bănuiesc că s-ar da drumul și la niște fonduri pentru investiții, dar doar în direcția acelor primari care achesează la partidul de la putere. Eu cred că vor fi simple promisiuni, au fost promisiuni enorme, atât în Gorj cât și în toată țara și la europarlamentare, promisiuni care nu s-au concretizat nici până în prezent și nu sunt șanse să se concretizeze, și aici vă aduc aminte că au fost promisiuni începând de la infrastructură și terminând cu îmbunătățirea școlilor, cu repartizare de microbuze și așa mai departe. Deci eu cred că este o înșelătorie care le va lăsa un gust amar celor care vor face acest pas. Dar până una alta, eu vă asigur că dacă această ordonanță va fi dată, Alianța Creștin-Liberală va contesta la Curtea de Apel București, iar Curtea de Apel București are termen de judecată foarte scurt, de pe o zi pe alta, astfel încât dacă Curtea de Apel consideră contestația ACL-ului îndreptățită, se va adresa Curții Constituționale, iar Curtea Constituțională poate să ne dea câștig de cauză, adică să elimine această ordonanță. Iar ca ordonanța să nu-și facă efectul, se poate da, tot în contencios administrativ, se poate da suspendarea ordonanței, deci să nu-și facă efectul, până ce Curtea Constituțională nu se pronunță asupra ei. Deci, mie mi se pare, cum să vă spun, fiind la putere, mi se pare o acțiune electorală cu scop efectiv câștigarea alegerilor prezidențiale pe orice cale, cu orice mijloc. Coroborată această ordonanță, domnișoara Stoian, cu ordonanța care a modificat legea alegerilor prezidențiale. Iar acolo se încurajează turismul electoral. Deci s-au desființat secțiile de vot speciale, acelea din aerogări, gări, mă rog, acolo unde erau, unde puteau să voteze cei în tranzit. În schimb, se dă voie să se voteze în toată țara, chiar dacă nu ești arondat secției respectivă, se dă voie să se voteze pe baza unei declarații pe proprie răspundere. Aceasta este una din modificările aduse de ordonanța 45/2014 la legea alegerilor prezidențiale, iar astăzi, în ședința de guvern, deși această ordonanță ACL-ul a contestat-o, Curtea de Apel București ne-a dat dreptate și a trimis-o la Curtea Constituțională, guvernul n-a ținut cont că încă acea ordonanță nu este legală, nu e valabilă, și în ședința de guvern de astăzi am văzut că deja s-a luat hotărârea cum să arate declarația pe proprie răspundere. Deci iată că se face tot posibilul să se încalce toată legislația în vigoare a acestei țări, numai să se câștige alegerile prezidențiale. Deci nu se pornește corect dacă se pornește cu astfel de modificări. Haideți să ne amintim de unde a pornit acest tăvălug, pentru că în ultimele zile a fost un adevărat tăvălug. În urmă cu câteva zile, adică la sfârșitul săptămânii trecute, vicepremierul Liviu Dragnea făcea o declarație într-o vizită a domniei sale la Suceava și spunea că mulți dintre aleșii locali activează pentru alte partide și propune ca pentru
o anumită perioadă de 2 săptămâni să existe posibilitatea ca ei să își aleagă partidul fără să își piardă mandatul. Domnule Rotaru, cum s-ar traduce asta? Adică îl lași pe primar liber 2 săptămâni să se gândească unde ar fi bine să meargă, spre ce formațiune politică, deși electoratul, omul de acasă, știe că l-a votat pe primarul din Lelești ca și primar din partea partidului Roz. Primarul din Lelești nu mai vrea la partidul Roz, vrea la partidul Bleomarin. Omul care știe că l-a votat într-un anumit partid, ce credeți că mai poate gândi? Eu cred că până la urmă, după ce că sunt și foarte mulți în Parlament, senatori și deputați, cred că până la urmă nu-și mai au rostul. Că dacă dumnealor... Nu-și mai au rostul cine? Parlamentarii? Parlamentarii, dacă se dau acestea și este o metahnă veche aceasta de a face cu parlamentarii cum vor și de a nu ține cont. Nu înțeleg dacă tot erau hotărâți să dea această ordonanță, de ce nu au trecut-o prin Parlament și totul era ok, adică și parlamentarul care a votat, ar fi votat această lege atunci când ar fi ajuns. Dacă mai au de gând să ajungă prin colegii, ar fi fost și ei trați la răspundere. Eu cred că nu se va face foarte mult bine partidul aflat la guvernare, respectiv PSD-ului, cu această lege, pentru că oamenii vor fi cât de, ar fi zice ei, de atractiv, pe atât ar fi de nehotărâși ce să facă. Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră acum câteva secunde, atâta timp cât ai fost ales pe listele unui partid, oamenii care te-au ales, te-au ales ca un om vertical, un om care să demonstrezi că atunci când ei și-au pus ștampila pe partidul din care ai făcut parte sau ca independent, cum este cazul meu, trebuie să nu faci acel pas. Eu vă spun din propria mea experiență. În 2004 am candidat independent. Am încercat, am avut foarte multe tentative cu partidul aflat la guvernare, cu cei care erau în teritoriul cu parlamentari de a trece și am avut cu oameni care, și acum le mulțumesc, oameni în vârstă, oameni care au făcut mult bine comunei Lelești, profesori, eu știu, economiști și alte categorii sociale care mi-au spus: gândește-te bine ce faci, domnul primar, că dacă acum la început de mandat pleci strâmb, atunci nu o să mai ai niciun fel de credibilitate. Și au avut foarte mare dreptate. Dacă eu atunci treceam la un alt partid până nu s-a terminat mandatul, după ce s-a terminat mandatul nu mai aveai niciun fel de atu asupra lor. Și eu cred că foarte mulți colegi de-ai mei, când vorbesc de colegi, nu vorbesc numai din Gorj, vorbesc din toată țara, nu vor sări, dacă se consideră cât de cât vertical, nu vor sări imediat la prima strigare să sară din partidul din care fac parte, pentru că dacă ar face să nu mai fie chiar dorit el sau el să nu mai dorească să facă parte din acel partid, un sfat al meu, și ar fi un sfat care, prin care eu am trecut, este acela de să rămână independent. Pentru că fiind independent, după o anumită perioadă, poți să îți... să spui punctul de vedere și să mergi unde vrei, adică poți să te duci mai departe. În schimb, vedeți dumneavoastră, în toată această perioadă, dacă să promit aceste, eu știu, daruri, să le zic așa, că altfel nu poate să fie, e păcat dacă s-ar ajunge până acolo, pentru că noi care am făcut proiecte, care am cheltuit bani din bugetul local și care am făcut economii pentru a face aceste proiecte, vedeți, atât cei aflați la guvernare, cât și cei care au fost președinți de Consiliul Județene, oameni care vor de multe ori, parlamentari care de multe ori vor să bage și în seamă, că nu știu să citească ei sau probabil nu că nu știu, nu vor să citească un ghid al solicitantului pentru a accesa fonduri europene, pentru că sunt câteva zeci de mii de pagini la un proiect european cu sute de bibliorafturi, cu muncă de zi, de noapte, cu acele prostii, că nu pot să le spun altfel, acelea de a schimba regula jocului în timpul jocului. Tu pleci un ghid al solicitantului pe un drum, pe o cărare și după aceea te trezești că te rătăcești din cauza lor. Și mai e o chestiune prin care nu cred că un primar zdravă la cap ar face acest lucru, pentru că, dau un exemplu, primarul de la comuna Cucuieții din Deal este de coloratură politică PNL, să zicem, sau ceva așa, și vrea să treacă la PSD.
Păi, cel care e președintele partidului din acea comună, pe PSD-ul, cel care, organizația PSD, niciodată peste 2 ani de zile nu o să-l propună pe acel primar, e părerea mea, și poate și dumneavoastră, niciodată nu o să-l propună pe acel primar care a venit mai un an și ceva până la alegerile din 2016 și să zică, păi veni ăsta de la PNL la sfârșitul lunii noiembrie sau eu știu când s-o dat această ordonanță sau acum, că o dau acum, și o să-l pună pe el să fie primar în funcție sau să candideze pe listele PSD-ului peste un an și jumătate. Este exclus pentru că organizația respectivă, eu cred că are membri, au oameni care se dirigeze. Dar acum fiecare cum își așterne, așa doarme. Eu cred că până la urmă dar nu se va da. Au existat, acel... domnule Rotaru și doamna Ciolocoi, au existat primari care au fost aleși pe listele unui partid, iar în alegeri, chiar la ultimele alegeri, au defilat cu liderii altor formațiuni politice, altceva, dacă... chiar primari din Partidul Național Liberal. Iată că sunt într-adevăr primari care, așa cum spunea domnul Dragnea, sunt captivi într-un anumit partid, pentru că ei deja au bătut palma cu reprezentanții altei formațiuni politice. Primarii dumneavoastră din anumite localități, primarii PNL-ului, au apărut pe acele afișe cu reprezentanții PSD-ului. Au girat reprezentanții PSD-ului la alegerile europarlamentare, nu reprezentanții Partidului Național Liberal. Domnișoara Stoian, eu cred că împărțirea de fonduri pe criterii politice este, în primul rând, o bătaie de joc și o jignire la adresa capacităților de manager a unor primari. Pentru că ai lua pe unii în brațe și a le promite fonduri, înseamnă, din punct de vedere politic, înseamnă că de fapt nu crezi în capacitatea de manager, ci pur și simplu îl iei la nimereală, pentru că îți trebuie la număr și la voturi. Deci asta cred, în primul rând, că nu sunt, este o lipsă de respect pentru capacitatea de management a primarilor. În altă ordine de idei, aș vrea să vă spun că au fost situații și nu pot să neg, însă o parte dintre cei care s-au aflat în acea situație, o parte din primarii care au mers cu alt partid, au avut dezamăgire. Pentru că, v-am spus, de la alegerile europarlamentare și parțiale au trecut ceva zile și nu i-a mai întrebat nimeni, n-a mai venit nimeni să-i întrebe, ți-am făcut o promisiune, am venit să o și onorez. Deci asta să țină bine minte, pentru că banii sunt cam puținei, pentru că România este într-o situație delicată în recesiune economică, rectificările bugetare nu vor permite să meargă bani pe investiții și așa investițiile au scăzut foarte, foarte mult față de anul trecut. Investițiile din banii guvernamentale au scăzut cu 35%. Deci vreau să vă spun că nu știu câți dintre primari, chiar dacă trec la alt partid, eventual partidul aflat la guvernare, nu știu câți dintre ei vor primi măcar o parte din acele solicitări. În altă ordine de idei, aș vrea să vă dau două exemple din ceea ce spunea domnul Victor Ponta. În 30 martie 2010, când dumnealui făcea parte din guvernul Boc, domnia sa s-a pronunțat public spunând că Constituția României va trebui să fie modificată în așa fel încât să nu se mai permite traseismul politic de nicio culoare, începând de la alesul local și terminând cu parlamentarul. În 8 iunie 2011, după ce PSD-ul a ieșit de la guvernare, domnul Ponta aducea acuze ministrului dezvoltării de atunci, doamnei Udrea, spunând că primarii au ajuns cerșetori la ușa doamnei Udrea. Ce să înțeleg? Că după această ordonanță, cei care nu trec acolo unde trebuie și unde sunt orientați, vor ajunge cerșetori la ușa cui? Cetățenii, domnișoara Stoian, nu au culoare politică. Toți cetățenii acestei țări plătesc dări, taxe și impozite locale. Toți au nevoie și de baie în casă, canalizare și apă curentă, și de asfalt, ca să nu se mai noade în glod, da? Au nevoie copiii și de școli, și de microbuze, și de material didactic.
Îi trimite zarulești. Haideți să vedem ce spunea și Victor Ponta atunci când a ieșit în apărarea lui Liviu Dragnea și a proiectului PSD de ordonanță de urgență. Spunea premierul referitor la acest proiect propus de vicepremierul Liviu Dragnea, propus în spațiul public, bineînțeles că nu domnul Liviu Dragnea face de capul lui ordonanțe de urgență. Spunea domnul Ponta că este necesară deblocarea autorităților locale și ieșirea din minciună și ipocrizie. Adică să nu mai existe opoziție, da? De ce deblocarea? Este blocată în momentul de față sau sunt blocate autoritățile locale, domnule Rotaru? Da, sunt blocate și aici cred că a vrut să se referă... Sunt blocate de apartenența politică a unui primar? Da, aici a vrut să se referă probabil la, nu numai la primar, a vrut să se referă și la consilier local. Și la consilier, a spus-o. Pentru că un consilier local... sau doi sau trei, dacă nu mai au majoritate într-un consiliu, atunci înseamnă că sunt blocați. Deci asta, probabil că asta a vrut să spună. Vă dați seama că acum foarte mulți consilieri locali vor trece dintr-un partid într-altul, se vor crea majorități și eu cred că de suferit vor avea decât partidele mici și respectiv cum este acum, de exemplu, PPDD-ul, care toți care primarii, gruma de primari care îi mai are și consilierii locali și județeni, or să aibă tot felul de promisiuni și or să treacă în altă parte. Eu, așa cum am spus-o și la un post de radio acum câteva zile în Târgu Jiu, eu cred că dacă domnul Victor Ponta ar fi încercat să ia legătura și cu noi primarii de la țară, cu oamenii de rând, să facă mult mai mult efort, să nu se mai aducă tot felul de palada care e purtător de cuvânt sau nu știu ce oameni care sunt foarte ironici și care îl învață tot felul de prostii, ar fi avut șanse mari să iasă din primul tur. Dacă s-ar fi mobilizat bine, dacă ar fi știut să fie cât mai aproape de oameni, să găsească soluții, ar fi avut această șansă unică după 90. Dar de ce vrea domnule Rotaru, un primar sau un consilier, să plece dintr-un partid în altul? Și de obicei aceste plecări pentru sunt că așa au fost, partid aflat pentru în opoziție au fost, spre un partid aflat la guvernare. Pentru că așa au fost învățați de viața de zi cu zi. O dezintegrare atât în familie cât și în societate. Oameni care nu au știut să-și spună un punct de vedere. Atâta timp cât parlamentarii. Cunosc parlamentari care au trecut pe la absolut toate partidele politice. Cum poate să mai aibă o verticalitate acel om și să reprezinte, să crezi că va face legii bune pentru țară? Eu cred că domnul Victor Ponta va reveni la această decizie, sau când că nu e o decizie, la această propunere, așa cum a făcut-o și cu popcornul, că am înțeles astăzi de la un post de televiziune că și-a cerut scuze. Omul mare și greșel, sunt și probleme care sunt foarte pripite. Vedeți, dumneavoastră, eu sunt din 2000 în PSD-ul, spun că sunt, chiar dacă acum să zicem că încă n-am trecut cu acte în regulă, pentru că nu pot din cauza unu, doi sau trei care au avut și au în continuare interese meschine, interese de a-și vedea întâi propriile lor afaceri puse bine și de a-i sta ca un ghimpe când vezi că ai o ascensiune foarte mare și că ai realizări și că poți să te dezvolți fără ajutorul lor, atunci acei oameni trebuie eliminați. Iar eu nu am demonstrat că puteam și eu de 2 ani de zile de când am aceste discuții să fi trecut la toate partidele care au fost prin voci. Cum ați vedea dumneavoastră dacă ați eu acum 2 ani de zile... Ați avut discuții cu reprezentanții PSD-ului? Imediat vă spun. Imediat ajuns și acolo. Cum aș fi fost, pe a doua zi după ce am avut problemele cu dumneavoastră să fi trecut la partidul nu știu care? Nu. Am considerat că este bine că atunci când te uiți în ochii oamenilor care te-au ales să poți să stai cu capul sus, nu cu el a plecat. Mai mult decât atât, la ce spuneți dumneavoastră, eu consider și subliniez, consider șef doar un singur om din județ care mi-ar putea fi și acela este domnul Cârciumaru, pentru că este șeful partidului PSD-ul. Deci dumneavoastră este șeful. Cu dumnealui pot să discut problemele de venire înapoi, cu dumnealui pot să discut problemele care sunt la nivel local de lege. Și le-ați discutat? Le-am discutat și din punctul acesta de vedere, sincer, foarte sincer, nu am ce să-i reproșez pentru că este un bun strateg și dar un bun diplomat. Dar cine a fost împotrivă? Nu a fost nimeni împotrivă. Eu nu am avut timpul necesar ca să mă duc să-mi depun adeziunea și împreună cu domnul Cârciumaru, acum 2 luni, 3, nu mai știu exact, am avut un drum de București. Și cu o zi înainte, așa mi s-a părut pertinent că vorbisem cu dumnealui să mă duc la ședința de birou permanent, birou executiv, ce
a fost a doua zi, a intervenit un telefon în timpul zilei și am spus că trebuie să ajung la București. Nu a fost nevoie de o justificare prealabilă pentru a putea să nu să-i demonstrez, că știa și avea încredere în mine, mă știa foarte bine de cât am fost împreună. Dumneavoastră ați fost căutat de reprezentanții PSD-ului sau dumneavoastră i-ați căutat? Nu, dumnealor, pentru că așa cum știe foarte bine și discutam câteva secunde... Adică cine pe cine a curtat? Deci după realizările de la alegerile din 2014, acum cu europarlamentare, domnul Cârciumaru, am spus și o repet, dacă sunt probleme la administrație, deci dacă, subliniez, nu pot să știu și nu mă interesează, dacă ca strateg și ca om politic, nu am ce să-i reproșez. Deci n-aș putea, dacă mă întorc în PSD-ul, unul și principalul om este dumnealui. Am discutat foarte mult despre această problemă și în urma alegerilor care au avut loc în acest an, domnul Cârciumaru a fost întrebat de un reporter, un coleg de-al dumneavoastră sau colegă despre mine și a spus că oricând sunt binevenit. I-am mulțumit pentru această apreciere și să știți că nu a făcut-o gratuit. Această apreciere a fost în baza rezultatelor obținute în acest an. Așa cum doamna vicepreședinte, ex-vicepreședinte la Consiliul Județean, și mie îmi pare foarte rău că dumneai nu mai este pe acea funcție, pentru că era singur, nu că e cu mine în emisiune, nu că este o doamnă, că în general doamnele trebuie apreciate, dar faptul că la toate acțiunile care am avut, la care au avut loc în USL, a fost prezentă și nu de puține ori ne întâlneam și poate mergeam un kilometru sau doi ca să luăm o sticlă de apă. Atât dumneai cât și colegii care au fost. Deci noi am făcut o echipă. Și domnul Cârciumaru, și cu asta închei, domnul Cârciumaru a înțeles că rezultatele PSD-ului cu ale PNL-ului, pentru că vicele primar de la mine este un om și suntem o echipă. Nu puteam să spun. E penalist, dar dacă noi am avut rezultate aproape egale, în momentul când atât eu, cât și doamna Mădălina, cât și domnul Borcan și toți care și domnul Cârciumaru am semnat comuna Lălești, am semnat aproape ultima, pentru că nu ne puteam înțelege pe funcțiile de consilieri. Era imposibil ca să alegi, în loc să fie avut eu 15 pe listă cu rezerve cu tot. Bine, asta e o poveste care a trecut aici, de foarte nu a mult trecut, timp. Doamne, nu a trecut, domnișoare, nu a trecut, pentru că noi, odată, axându-ne pe acea echipă, eu nu pot acum să-i spun în emisiune, doamne Ciolocoi, că știi că că atunci când am mers în campanie nu ai făcut treabă. Nu, eu sunt adeptul că atunci... Dumneavoastră după ce ați făcut campanie pentru USL? Păi mi se pare normal. Nu puteam să ca spun... Ca și independent. Ca și independent, da. De ce nu ați trecut... De ce nu ați făcut adeziune la partid pentru că am vrut ca să demonstrez că nu i-am trădat nici în 2012 când au fost alegerile parlamentare pe cei de la PSD și a fost doar o simplă... Dumneavoastră sunteți independent, dar cu sufletul în PSD. De aia n-am plecat niciodată, că în 2000 poate colegi de-ai mei, că le zic colegi, că nu am plecat din PSD decât dintr-o simplă aberație. Cum vă explicați că eu am fost expus că în 2000? Că nu au vrut să vă treacă cum vă explicați că eu am fost pentru parlamentar, exact. Să vă citești un da. Mesaj. Cum credeți că eu am fost exclus în 2012? Din cauza că mi-am spus punctul de vedere la o televiziune care a fost aici în oraș, pentru că toți erați, să nu zic cuvântul cumpărați, erați stopați la sursă să nu pot să dau niciun fel de declarație când am fost jignit. Deci n-am avut niciun fel de înțelegere la vreo mass media din orașul Târgu Jiu sau din județul Gorj. Și atunci deci oferit... nu ați ieșit la nivel central, domnule? La nivel central? Nu cred că era normal să mă duc la nivel central, să mă duc la București dacă să bat la ușă. Dacă în presa locală nu ați reușit. Păi știți foarte bine că n-am dacă reușit. Dacă nu v-a fost preluată nicio... Nu a fost preluată declarație. Nimic. Deci cum sunam la un post de televiziune să-mi pun punctul de vedere, mi se închidea, cum sunam la un post de radio. Am înțeles. Așa. Și atunci eu am considerat cum vedeți dumneavoastră? Cum vedeți dumneavoastră? Am avut de dacă suferit. Ați avut de suferit. Cum vedeți dumneavoastră acum? În PSD. Nu de ce avut vreți acum să vă întoarceți? De nu am avut de suferit. Au fost câțiva colegi, marea majoritate dintre câțiva oameni. Colegi care au suferit? Nu, care mi-au făcut atunci mie tot felul de, că era frică că le iau locul, oameni care eu în 2000 când mergeam. Care v-au supărat, da? Nu m-au supărat. Au încercat să se ridice la nivelul meu. Este foarte greu. A, și dumneavoastră v-ați supărat că oamenii ăștia nu m-am supărat, domnul, să evolueze. Nu m-am supărat. Ei s-au supărat că eu aveam o accensiune foarte puternică, că demonstram... Domnule Rotaru, de ce ați plecat de la PSD? Pentru că am fost exclus. N-am plecat eu. Eu în momentul din 2012 când am vrut ați și am avut... Ați fost exclus? De ce anume? Pentru nu că am apărut la postul lui Diaconescu și mi-am spus punctul de vedere că dacă dar cel care m-a jignit... Păi asta este asta și în ce? Momentul în care ați apărut pe postul domnului Dan Diaconescu, așa, și ce am zis? Ați apărut ca și susținător al nu. Lui Dan Diaconescu. Eu am apărut ca așa să... ați fost prezentat. Așa am fost dacă prezentat. Dacă nu ați fost atent la ce se discuta în studio. Nu, am fost foarte bine atent. Eu am fost să-mi spun punctul de vedere că nu nicio... Acum faptele sunt consumate. Da, am înțeles. Din fapt că m-a
făcut un câine. V-a trecut supărarea și vreți să vă întoarceți în... Da, eu nu am fost supărat, domnișoară, dar nu mă lăsați să-mi termin ideea, că dumneavoastră parcă sunteți pe mână cu PSD-iști, acum am înțeles, care m-au exclus. Da, sunt prietenii noștri, domnii de la PSD, îi menajăm în fiecare seară, de asta nici nu vor să vină la noi, ca să nu-ți dea lumea seama că suntem pe mână. Haideți să vă explic, dacă mă permite, și să vă... Da, am înțeles. Deci, în condițiile în care, să spunem că eu atunci am greșit, o presupunere. Eu aberat bine, ce faceți spun. Și mea culpa, am înțeles. Da. Acum, de ce cei care au fost cu mine în emisiune atunci sunt la guvernare? Eu nu am cu ce să mă umilesc. M-ați văzut că am, din nou în PSD? M-ați văzut că am sărit imediat atunci când am fost chemat? M-ați văzut că nu, am fost la ușă? Nu, vorbesc de atitudinea dumneavoastră de acum. Nu, eu mă duc cu drag pentru că mă duc la niște colegi care au făcut treabă și care au demonstrat că se face treabă. Dar îmi puteți spune trei lucruri pe care le-a făcut PSD-ul în Gorj? Da, deci eu vorbesc... În ultimii 2 ani, eu vorbesc de când au câștigat guvernarea, să nu-mi spuneți de realizările primarilor. E cu totul altceva. Asta vreau să vă spun și parcă îmi citiți gândurile. Eu cred că o discuție tet-a-tet cu domnul Crăciumaru te face să înțelegi că acest om știe să-și dirigeze bine colegii de partid și să-i menajeze. Nu vorbesc de problemele de partid. Atât, eu pe mine mă interesează realizările pe care le-a avut PSD-ul în județul Eu Gorj în ultimii 2 ani de zile. Eu v-am răspuns politic și dacă ați fost atentă, dacă ați fost atentă mai înainte de acum 3 minute, că stau foarte bine cu memoria, v-am spus că nu vorbesc de realizările administrative. Păi a spus că dumneavoastră sunteți foarte mulțumit de ceea ce au făcut ei. Da, pentru că în această perioadă a trebuit și sunt foarte, foarte convins că a trebuit să facă niște modificări. Dar nu sunt de acord, pentru că nu pot să nu dau cezarului ceea cezarul. Nu pot să fiu de acord să mergem în continuu, să marcem pe varianta că vechea guvernare. Dacă vechea guvernare a făcut ce a făcut, încerc să îndrept, sau în momentul când ai știut că te duci la guvernare, trebuia să iei toate documentele justificative la tot ce este în economie și tot ce se întâmplă în țară pentru a putea să intri sau să nu intri la guvernare. N-a venit nimeni domnule să leapă domnul Ponta de mână să-l ducă Rotar la guvern. Vă rog. Dacă acum erați la Partidul Poporului Dan Diaconescu, pentru că la un moment dat a apărut și această variantă, pentru că dumneavoastră ați apărut în campania electorală din 2012 alături de Dan Diaconescu, nu știu dacă o au colegii mei pregătite, da, și când imaginile, a fost, ați da. Mers inclusiv la vot în momentul în care s-a votat, dumneavoastră l-ați însoțit pe Dan Diaconescu și pe Tudor Barbu la secția de votare. Bine, dacă vă spun că a fost acolo să mă întâlnesc cu cineva și după aia nu pot să fiu credibil, este treaba dumneavoastră și a celor care... Păi, credibil care... nu puteți fi pentru că ați venit în același timp, ați stat în spatele lor pe perioada... Am fost acolo la secția de la școala numărul 7. Aveam cu totul și cu totul altceva în plan. Am fost sunat de către cineva să ajung acolo. Am ajuns, după care am plecat. Da. Dacă dumneavoastră erați acum la o altă formațiune politică și v-ați fi dat seama că de fapt sunteți cu sufletul în PSD, cum spuneți că sunteți în momentul de față, v-ar fi avantajat această ordonanță de urgență pe care domnii de la PSD vor să o dea? Vedeți, dacă vorbim așa cu presupusul, niciodată nu o să putem în țara asta să ajungem la un nivel pe care ni-l dorim. Eu dacă aș fi vrut să trec la, așa cum nu a înțeles marea majoritate, dacă aș fi vrut să trec după ce s-a terminat alegerile din 2012, alegerile parlamentare, în secunda 2 puteam să mă duc și la partidul doamnei Ciolocoi, puteam să mă duc și la partidul domnului Vâlceanu, puteam să mă duc și la partidul doamnei Mocioi, care era atunci, puteam să mă duc și la partidul nu știu care. Mi-am demonstrat, și asta vreau să vă spun, verticalitate, eu așa consider, că n-am sărit din prima, imediat ce am avut o problemă. Ori să sară cei care mi-au făcut rău, pentru că dacă dumneavoastră credeți că eu atunci am greșit, mergem pe presupunerea că am greșit. Cum poți să stai acolo la masă cu oamenii care te-au făcut? Eu chiar nu am jignit, că nu-mi stă în caracter să jignesc. Cum poți să stai la masă cu aceiași oameni care te-au făcut hoț, mincinos, numai că nu i-au făcut criminal? Pentru că nu suntem în stare ca și șef de partid, ca și șef de eu știu, de cum am eu la Lelești, de organizație și ca și la Consiliul Local să ți-l dirijez. Pentru mine ce înseamnă Consiliul Local? Înseamnă o echipă de oameni, nu înseamnă niște oameni care să se bată în cap pentru un proiect.
Dacă tu, ca primar, ca ordonator de credit, vii cu un proiect care este viabil, un proiect care să fie bine și bine întemeiat, indiferent cât ar avea ciudă pe tine cel care este în opoziție, indiferent ce ordine ar primi, nu poate să respingă, domnișoară, pentru că automat, dacă știi să-ți dirigezi, de exemplu, eu mă duc când fac un proiect de hotărâre în sat, odată la 3 luni fac în fiecare sat ședință și acolo oamenii ne spun problemele care sunt cele mai urgente și cele mai acute și în baza celor probleme care le luăm împreună cu secretarul, împreună cu contabilul șef al unității, vedem ce bani avem și le prioritizăm. Și automat, de aceea că doamna știe foarte bine și dumneavoastră și toți care ne urmăresc, sunt ședințele pe comisii. Ca un consilier, domnule Rotaru, la ce bună apartenența unui pentru a sta lejer pe un scaun și pentru a face fără să citești legea, fără să fii un om care să fii cunoscător și un bun manager și să te duci în fața oamenilor să zici, pe mine nu mă interesează ce Stoian, că eu cu Ciolocoi am majoritate. Și proiectul care al meu este foarte bine, foarte prost făcut, să treacă și cel care e foarte bine să nu treacă pentru că nu avem majoritate. Majoritățile au și ele rostul lor. Au rostul în Parlament, au rostul în... Dar nu, nici în Parlament nu văd ca majoritatea, nu știu care, să treacă o lege care este strâmbă. Este imposibil de înțeles. Are rostul ei, dar asta nu înseamnă că tu ca și ordonator principal de credere și ca inițiator de proiecte să faci proiecte numai de dragul de a le face și fără să ai acoperire. Asta da. Am consider. Discutăm imediat și despre proiecte. Ne scrie cineva, noi din comună am crezut că Rotaru a candidat la deputați și când Colo a fost altul, ne scrie. Da, unul dintre telespectatori. Altcineva ne roagă să lămurim problema cu primarii. Nu, problema cu primarii înțeleg că se pot muta, dar cum spune domnul Rotaru că se pot muta consilierii. Ei bine, la fel. Proiectul include consilieri locali, primari, viceprimari de la PSD se referă și la primari și la viceprimari și la consilieri. Adică toți pot trece de la un partid la altul fără să-și piardă mandatele dacă va trece acea ordonanță de urgență a guvernului. Trebuie spus că ea nu are o formă finală care să fi fost făcută publică, pentru că a apărut așa pe surse, au aflat jurnaliștii de la nivel central, bineînțeles. Astăzi a fost prima formă. Cam ce ar cuprinde ea. A fost și o Se pare că joi, pentru că această ordonanță trebuie dată până în 1 septembrie, pentru că după aceea intră în sesiune Parlamentul, iar Parlamentul poate să întoarcă această ordonanță. Deci graba este să se dea înainte de terminarea lunii august și înainte de începerea sesiunii parlamentare. Asta este toată graba, astfel încât Parlamentul să nu mai intervină. Și așa cum spunea și domnul primar, se pare că Parlamentul României este total inexistent, călcat în picioare de guvern. Deci avem al doilea Parlament, Guvernul României. Deci se încalcă atribuțiile Parlamentului prevăzute în Constituție și se face o bulibășală din atribuțiile puterilor în statul român. Pentru că înainte de alegeri, cu mai puțin de 6 luni, contravenind și legislație și Constituției României și legislație impuse de Comisia de la Veneția, se fac astfel de modificări cu scop electoral. Și aș vrea să vă spun încă un lucru și să-l repet, pornind de la consilierii locali, mergând cu viceprimarii, primarii, consilierii județeni, președinții de consilii județene, înseamnă în acest moment înseamnă că nu vrei să-i faci pe acei oameni să fie performanți. Da? Înseamnă că le spui, lasă-mă, ești bun, ești rău, poți să lămurești cetățeanul, poți să faci o majoritate, să strești proiectul tău inițiat de tine sau de primar. Dacă ești cu noi, e bine, rămâi consilier, ai niște avantaje, ai susținere. Dacă partidul este la guvernare, ai niște pârghii. Exact. Nu, aici nu, aici exagerăm. Să mergem până acolo, să credem că se va spune așa. O să revenim la discuție. Un singur mesaj mai citesc și luăm o scurtă pauză de publicitate. Guvernul Ponta începe să dea putere mare de decizie primarilor. Vor fi un fel de Suleiman pe moșie. Va intra politicul până în măduva oaselor. Cea mai mare corupție în administrația publică, ne scrie un alt telespectator. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuția.